Noul sediu al Bibliotecii Episcopale Ghenadie Episcopul a fost inaugurat în clădirea fostului muzeu bisericesc din incinta centrului eparhial. La slujba de binecuvântare, oficiată de înalt preasfințitul Ciprian, au participat înalt preasfințitul părinte Ioil, mitropolit de Edesa, și preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcei. Au mai participat și alți ostenitori de la centrul eparhial. Al prima construcție pe partea dreaptă, sediul alocat bibliotecii, a trecut în perioada 2013-2014 printr-un amplu proces de renovare și înfrumusețare atât la exterior, după cum se vede, cât și la interior. A fost nevoie, bineînțeles, de o intervenție serioasă în ceea ce privește lucrările de restaurare și mai ales executarea unor dulapuri speciale pentru păstrarea cărților în bune condiții, precum și a acestor mese cu scaune, unde cei ce vor veni ca să citească, să cerceteze o carte, vor avea posibilitatea să stea aici și să o citească în liniște. În anul 1843, biblioteca eparhială a fost cercetată de marele istoric și revoluționar român Nicolae Bălcescu. Biblioteca nu este destinată numai clericilor, ci este deschisă tuturor buzoienilor care doresc să lectureze o carte în cele mai bune condiții. Fondul de carte este de peste 11.000 de volume și, în afară de scrierile teologice și istorice, cuprinde și alte genuri de literatură, precum și reviste de specialitate. Cărțile cele mai vechi și de o mare importanță au fost transferate la muzeul bisericesc, iar zestra bibliotecii este reînnoită permanent. În istoria eparhiei noastre, ierarhi cărturari precum Luca, Mitrofan, Damaschin, Constantie, considerat la vremea aceea cel mai învățat și luminat din tot clerul, Chesarie, catalizator de cultură într-o epocă în care tocmai de oameni ca el era nevoie, Filotei, Dionisie Romano, cunoscut ca tipograf, învățător, publicist, editor, Antim Angelescu, om de aleasă cultură, de suflet și de duhovnicie, Antonie Plămădeală, ierarh poliglot, dascăl de cuget și simțire românească prin cuvântul scris sau vorbit, și arhiepiscopul Epifanie sunt adevărate pietre vii la temelia fondului de carte al Bibliotecii Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei. În sala bibliotecii vor putea avea loc evenimente culturale, lansări de carte, cuvântări rostite de diferite personalități cu prilejul unor evenimente sau sărbători importante. Tot aici se vor ține și ședințele permanenței Consiliului Eparhial.